Salutare tuturor, sunt Soul și bine ați venit la cel de-al doilea episod cu Terratech. Un joc fain care îmi place și care vreau să vi-l prezint. După cum vedeți aici, mi-am creat eu încă o bază. Am ajuns la acest shop, am bătut și boss-ul. N-am filmat, bineînțeles, când am bătut boss-ul și toate chestiile. M-am mai jucat și în prealabil. Ce vreau să fac în momentul de față? Sunt curios. Mă, ce e asta? Un cub normal. Asta e un cub normal. O să bag aici drill-ul ăsta, n-am nevoie de el. Ăsta le las aici rotițele. Încă n-am făcut rost de acea chestie care vând itemele. Acesta e un drill. O roată de acesta care o trebuie să o pun. Când o să fac rost de a doua, de fapt vreo 4-6 sau câte îmi trebuie. Și în momentul de față am creat o sursă de energie. Mi-am creat și robotul care e slăbuț. Bine că el atacă chestiile astea două, dar nu acum, când o să am inamic. Cam slăbuț el, dar merge. Nu sunt sigur dacă chestia asta de aici ajută. Opa, un inamic. Ah, ce n-am eu radar. Da, radar. Mă, și unde găsesc unul? Pe aici, nici nu văd. Nici nu cred că am. Asta nu sunt sigur dacă funcționează. Nu cred că funcționează, dar le las aici. Ce vreau să fac momentan e să mai pun câteva chestii de-astea să văd dacă funcționează. Cumpăr un radar. Blocuri. Nu știu ce fac astea toate. Un radar. Radar, 100. Sau hai să mai pun, cumpăr încă una, două bucăți și o le aruncă undeva aici. Am aruncat roata din greșeală. Hai să o pun la loc. Așa, să văd dacă funcționează radarul aici. Nu funcționează, dar o să-l las aici. Să știu de el, să l-am luat și toate chestiile. Mă interesa dacă funcționează și acolo. Sunt curios dacă o să-mi cumpăr un al doilea vehicul. Că am văzut că pot să-l cumpăr și pe al doilea. Să-l atașez la asta să funcționeze. Nu neapărat să se deplaseze, să funcționeze doar. Dar ce vreau să mai cumpăr în special? Unde? Așa, blocuri. Haideți să vedem. Baterii. Receiver-ul. Două de astea. Și două baterii. Un shield, repair. Și un de-asta. O lanternă de-asta. Sunt curios unde le-a pus aici. Asta nu contează unde l-am. Asta ce e, mă? Vreau să văd dacă lumină el. Ce zice? Am fost atent. Așa, n-am fost nici acum. Haideți să mergem noi. Dar nu știu ce nu funcționează chestia asta. Nu știu ce, trebuie să meargă rapid. Și văd eu că nu vrea să meargă. Îl lăsăm atâta. Bă, că mi-apar o misiune. Attach tractor pad to tech. Care-i, frate, tractor? Chestia tractor repair bubble. Nu știu ce. O baterie. Să vedem ce mai adunăm de aici și să vreau să văd dacă lumină chestiile astea, dacă le atașez. La mine lumină, ia? Nici la mine. Probabil trebuie să vină noapte, vreau să văd dacă merge. Hai să mergem să cumpărăm un de-asta, un tech. Să vedem cum e faza, să știm în principal ce trebuie să... Așa, deci un buggy de-asta. Deci eu, în momentul de față, sunt activ pe asta. Da. Asta mă interesa. Să atașez toate armele la el. Unde sunt? Unde? Mai tech, să-l dau la o parte. Să dau click pe tech-ul ăsta. Nu știu dacă așa se joacă în principal, dar momentan așa joc eu. Sunt câteva arme aici. Până o să iau eu ceva care lumină.
Nu știu ce. Blocul ăsta aici, roțile le lăsăm că o să le vindem. Las proiectorul ăsta la fel aici. Laserul las aici. Momentan și laserul ăsta să-l pun tot aici. Să atace. Asta nu, nu-l muta. Roțile le las aici, totul e ok. Momentan, hai să vedem ce zice. A, tractor pad. În fine, hai să dăm click pe Ali. Așa, tractor pad să-l cumpărăm de aici dacă avem. Ai, fac. Blocuri, ghisou. Mă, unde-i mă ăla? De vândut. Deci eu nu-l văd aici. Asta e. Nu, tractor pad, nu-mi dau seama care e tractor pad. Fixed dance, solar, battery cell, tractor pad. Nu-mi dau seama care e tractor pad. Delivery cannon, tractor pad. Ghisou flatbed, tractor pad. Nu știu care e frate asta că nu l-am. Hai să mă plimb pe aici să văd dacă e. Unde e? Mi-l arată el undeva. Aici în față. Și asta? Fuel tank. Hai să dăm noi mai aproape. Oh my fucking god. Hai să dăm înapoi pe celălalt inamic. Ăsta celălalt aliat. Și să luăm o armă de aici, să o punem. Deci o să ne cam bată asta să ne uște tot ce avem pe aici, dar nu e problemă, revenim, ne creăm o nouă bază, asta este când avem. Ai de capul meu și de viața mea. Trebuie să-l luăm mai din lateral, de la spate. Hai, 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 hai. Do defect de trap, așa, în fine, avem aici o baterie mare, cred. Ce nu, nu e ce asta. Așa. Asta ce e, frate? Mega Booster A4X. Îl lăsăm aici. Nu avem bani momentan. Deci ceea ce ne lipsește, ăștia ce sunt arme. Să le punem noi aici. Și nu aici. Te rog frumos, te dai tu să mă lași în pace. Aici. Și unde mai avem undeva să. A, asta să o punem la loc. Ce asta? Cannon. Îl punem aici. Lasă-mă să-l pun aici, te rog frumos. Așa. Și în continuare blocuri. Blocuri care avem o grămadă. Aici în față și în lateral o să punem. Să le dau pe astea două, că vin prea lungi. Așa. Și cu acesta și în lateral o să. Oh, s-ar putea să nu avem baterie. Nu avem baterie. Să menținem tot sistemul în funcționare. Să sperăm că până dimineață nu apare încă un boss. Dar ce trebuie să știm este că ne trebuie baterii. Din păcate. Așa. Încă o armă. Un laser. Încă o armă. Un laser, așa. Nu am luat nimic din ce aveam acolo, la baza precedentă. Trebuie să mă duc eu să iau tot. Dar nu cred că sunt destul de pregătit. O, veni lumină. Fine, fine, fine. Aruncăm destul de bine, asta e ok. Așa. Trebuie să mai cumpărăm un de la de repair. Bloc. Nu avem, avem 1000. Nu, frate, hai să încercăm să terminăm misiunea. Tractor pad. Ce e la tractor pad? Unde nația lui e? Asta ce e? Training, nu știu ce. Eu nu văd tractor pad-ul ăla.
Nu am idee unde e. Unde ești, frate? Hai să căutăm, nu la opțiune, am greșit. Dăm click dreapta, blocuri. Uite, mă. Tractor pe de-asta primul. Bă, frate, cred că toată lumea care s-a uitat la mine a zis, ia uite, frate, cât e de ăsta de prost. N-a văzut un amărât de tractor pe de aici. Așa, să dăm click pe asta noastră. Tractor pe de aici, în dreapta. Deliver cannon, ne trebuie acum. Așa, blocuri. Cannon, delivery cannon, delivery cannon, laser, machine gun, drill, radar, anchor, receiver, solar generator, baterii, bubble projector, delivery cannon, păi nu avem, uite aici, delivery cannon. CN3 nouă. Așa, deci trebuie să-l descoper craftând. Opa, stai să mai luăm noi din arme. Să luăm un bubble projector de la blocuri. Deci asta e. Unde îl găsesc? Fixe de a, da. Aha, asta e GCO receiver-ul ăsta, aduce itemele în bază. Hai să-l luăm, să-l punem după noi, să vedem cum e. Nu știu chestia asta, nu că ne du. Așa, așa. Așa și așa. Nu am ce face momentan, să dăm pe player 2. Așa, avem o protecție oarecare și o baterie. Bateria care ne ajută cât de cât. În fine, hai să continuăm. Noi ce am mai luat? Nu, clic dreapta din greșeală. Chestia asta. Nu, mi se pare chestia asta. Care trebuie să o luăm, să o punem undeva aici în spate. Dăm clic pe playerul ăsta. Hai tu aici în spate. Așa, să vedem cum ne ia nouă itemele. Asta o să vedem noi pe parcurs. Haide să mai cum să furăm de aici câteva cannonuri și să ne băgăm să ne reparăm. Deci ne-a reparat. Să ne băgăm și cu spatele, așa că nu avem loc. Hai, ne-a reparat. Să furăm încă două cannonuri de ăștia. Unde găsesc eu încă unul? Nu-l văd. Vede cineva oare? Nu-l văd eu. În principal, haide să mergem decât așa. Delivery cannon. Frate, ce e chestia aia? O să vedem pe parcurs. Haide să mergem la cealaltă bază, să vedem ce putem face. Ce putem fura de acolo și să mai explorăm puțin, între timp. Deci trage chestia asta destul de ok. Deci asta e delivery can, asta, chestia asta ia resursele așa, nu? Mă, ce ai mă de nu merge așa greu e? Sau merge cred cu spatele, în fine, mergem cu spatele, dacă. Ho. Nu înțeleg ce are de merge cred cu spatele. Da, să mergem cu spatele. Mergem cu spatele, dacă sunt cu spatele. Ăla l-am pus invers, frate. Îl dezasamblez eu și cum îl rotesc. Eu nu-mi dau seama cum o să-l rotesc. Nu o să-mi dau seama prea curând cum o să-l rotesc. Și chestiile astea cum le las aici jos. Deci eu nu-mi dau seama cum las chestia aici jos. Aurul ăsta. Sau ce e? Așa, ne ducem înapoi. În fine. Un inamic. Nu, nu e inamic. Dar haide să căutăm noi un inamic și să mergem în partea spre
spre baza noastră decedentă. Și nu știu cum să fac eu să meargă asta sau merge acum. Chestia asta din spate. Să ne dea putere. Un inamic în față spre baza noastră. Și să sperăm că putem lua de la el destule iteme plus ce găsim noi la bază, să venim cu ele. Ai decât un laser futuți. Mama, lași în pace. Mori. Nu. Nu vrea el să moară, frate, nu vrea el. Și nu ar trebui să bubuie bateria. Lasă-mi blocul ăla din spate, te rog. Bine că mi l-ai lăsat. Așa, avem din nou radar. O să-l iau și pe acesta momentan. Dar nu țin morții și să-l am. Mergem, luăm două roți de-astea. Roțile o să le las, nu. Na, decât una putem să luăm, mai bine n-o cărăm. Haideți să mergem. Deci în partea asta trebuie să fie sigur, baza noastră. Și încă un inamic și nu sunt în stare să mă lupt cu încă un inamic. Vreau întâi să vizitez baza, să mă echipez cu câteva cannon-uri dacă găsesc. Și mergem după inamic. Da, e și puternic. Deci nu am ce să-i fac momentan. Da, aici în față e baza. Așa. Câteva cannon-uri găsim. Unul sigur. Și de astea mă interesează în principal. Dar nu avem blocuri. Din păcate avem destule cannon-uri, dar nu avem blocuri. Haideți să nu ce să ne luptăm noi cu acest inamic. O să dăm de el pe parcursul vizitei noastre spre cealaltă bază. Au. Mersi. Bate-l, te rog eu. Dă-mi el. Lasă-mă să plec în pana mea. Mersi. Level 2 maxim. Trebuie să cresc, doar am un cannon bun. Mă, dispar mă de aici. Nu, bate că o să-mi adune chestiile alea. Nu știu dacă pot să pun aici vreun cannon. Da, care 3 iteme. Doar 3. Și astea 2, nu? Deci o să-i mai pun încă 2 roți aici. Dau cu astea jos înapoi. Și un bloc în spate. O să... Da. Și... Le-am mutat noi baza de acolo. Am construit o mică mașinărie de luptă specială pentru a ataca inamicii. Am îmbrat la setările microfonului, nu știu dacă se aude la fel sau a dat sunetul mai tare la joc, nu știu dacă se observă, cred. Și ce trebuie să facem noi? Trebuie să facem un unde-i mă? Unde asta? Delivery cannon. GCO Delivery Cannon, nu știu cum fac rost de el, dar momentan merg după inamici și poate fac rost de la ei. Asta e baza noastră, nu avem niciun Delivery Cannon momentan. Mă, și ce văd eu aici? Ia stai puțin că nu e așa. Hai să mă duc eu să iau încă un cap. La blocuri. Unde găsesc eu? Asta, nu? Da, asta e. Am mai luat încă un cap. Și ce am zis că mai au atât, cred. Atât momentan. Ca să fac și chestia asta de aici funcțională. Așa, asta e încă un...
Funcționează, funcționează, da. Deci asta e baza noastră. Ce ne spune să luăm un delivery cannon, dar n-avem rost, ne ducem după inamici. Dacă tot, haide să mai bătem 2-3 inamici, dacă putem. Avem nivel 2. Poate de la ei găsim... Aute, unul acolo. Asta e de deșert, ăștia de deșert cred că sunt mai puternici. Trebuie să le iau cumva mai prin surprindere. Asta a fost. Să iau eu tot ce avea la el. Inclusiv rota asta și asta. Ce are el, două becuri? Cred că îmi vor trebui. Două becuri și am mai avut el ceva. Al treilea bec. Deci al treilea bec, atât. Fiind aproape baza noastră, o să optăm să ne ducem la bază, să ducem mai tânăle. Du-te, tati. Hai, încet, încet, știu că poți. Hai, ia-o mai la dreapta. Puțin. Atât. Avem două roți de acestea de deșert. O să le lăsăm aici, lumini, una aici, una aici, una aici. Avem o rachetă de asta și cuburile. Atât, mergem la următoarea explorare, mergem. Mai ucidem un inamic și încheiem episodul, cred că a fost destul de lung. Și nu uitați, dacă vă place această serie, să-mi arătați și mie printr-un like, să știu dacă vreau, mai merită să o continui și dacă se uită cineva. Așa. Am luat niște lasere. Și ce-i asta? Ce-i asta? Bubble, așa. Bubble naiba știe, Bubble Projector. Vino încoace tu lasere. Încă două roți. Și încă două lasere. Atât. Asta a fost tot, asta a fost tot. Ne întoarcem la bază. Cam ardem noi laserul la spate, da? Fugi că nu-i de noi. Nu vreau să ne mulțim pe parcurs. Oh. Prin pădure am nimerit. Dar e ok. Mergem să ne reparăm și să mai lăsăm tot ce mai avem. Gen, un laser. Cel de-al doilea laser. O bucată de... Două bucăți de asta de... Corp. Și să le punem noi radarul în spate. Cam atât a fost cu episodul ăsta. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să mă apreciați dacă chiar merit. Și ne vedem la următorul episod.